Oficialii nu au răspuns clar la toate necunoscutele din ordonanța care ar trebui să-i ajute pe consumatori să plătească facturile la energie. Dovadă o face chiar o factură primită de un membru al echipei Realitatea Plus la o zi după ce ministrul energiei a anunțat cum va arăta legea consumatorului vulnerabil. Care sunt condițiile ca să beneficiem de ceva bani de la stat să ne acoperim factura la curent electric? Cine consumă pe lună între 30 și 200 de kWh pe lună, spuneam, da? Ar urma să primească 18 bani per kilowatt. La un consum maxim, nu? De 200 de kilowatt pe lună, ori 18 bani de duș pentru fiecare kilowatt, ar însemna 36 de lei să primim maximum de la stat. Iată ce scrie în această factură. Deci 200 de kilowatți pe lună este pragul maxim, după care nu te mai califici. Cât crezi că a primit factură estimată? 203 kilowatți, da? Pe lună. La gaze era vorba de o deducere de 25% din factura de gaze. Și la fel, ministrul energiei estima că vreo două treimi din populația care se încălzește pe bază de gaze ar urma să beneficieze. Întrebarea de pe buzele tuturor este ce se întâmplă cu cei care consumă cu un kilowatt sau un metru cub peste plafoane. Este foarte clar că atâta timp cât nu există o limită superioară a prețului energiei, furnizorul e liber să crească prețul cu 18 bani pe kilowattoră. Să verifice serviciile sau cine sunt abilitați, să verifice dacă există interese economice de lobby realizate de către furnizorii din energie. Ministrul Energiei a explicat că a stabilit aceste plafoane de consum astfel încât doar cei nevoiași care au un consum mic să poată să se încadreze, nu și cei care sunt înstăriți și au un consum mare de electricitate.